și o mare bucurie pentru că în seara aceasta sunt în locul acesta. Vă dați seama și poate nu realizați cât de binecuvântați suntem. Azi dimineață Dumnezeu, conform Scripturii, și-a înnoit bunătatea Lui față de noi. Ne-a binecuvântat încă cu o zi la șirul vieții noastre. Ce mare dragoste din partea Lui Dumnezeu pentru noi. Și în seara aceasta, Iisus trece pe aici. Oare ce Duh ne-a putut aduna pe noi în seara aceasta aici, în locul acesta, decât Duhul Lui Dumnezeu? Ce mare bucurie! Dacă Duhul Lui Dumnezeu ne-a adunat în seara aceasta, ne-a călăuzit, înseamnă că și Domnul nostru Iisus Hristos, în seara aceasta, este aici. Trecea Iisus, ucenicii îl certau și orbul Bartimeu striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Pe tine și pe mine în seara aceasta nu ne ceartă nimeni. Trece Iisus pe aici. Spune de ce ai nevoie. Spune-i să se atingă de tine. Spune-i ce vrea să-ți facă Iisus. Nu te ceartă nimeni, ești liber. Ești liber să strigi, Ești liber să privești la El. Ești liber să te rogi. Ești liber să-i mulțumești. Dacă nu era Dumnezeu de partea noastră, de mult eram în țărâna Pământului. Și așa am avut o lucrare când m-am întors la Domnul. Dacă eu, Domnul, nu eram de partea ta, de mult erai sub glia Pământului. Suntem niște oameni binecuvântați. De ce credeți că Dumnezeu ne-a mai binecuvântat încă cojila și în vieții noastre? Știți de ce, frasisilor? Poate că mai suntem slabi, mai avem scăzăminte. Poate n-ai încheiat un legământ cu Dumnezeu. Poate mai ai ceva de lucrat pentru Dumnezeu. Dumnezeu ne-a mai lăsat încă o zi. Să ne putem pocăi. Să ne putem pune viața în rânduială. Pentru că își vine. Vine după noi împăratul nostru. Care sângele lui curgea pe străzile Ierusalimului și avea putere să facă, să strige. Dar n-a zis nimica. Avea la dispoziție poate gărzi de îngeri, dar n-a zis nimic. S-a dus și a împlinit. Pentru că și Dumnezeu m-a iubit pe mine și pe tine. Și ne-a făcut parte de mântuire. Cel mare binecuvântare a lăsat Dumnezeu pentru noi. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze pe cei pocăiți, pe cei nepocăiți, pe toți prietenii, tot ce, ce suntem astăzi în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este un loc binecuvântat. Un loc plăcut. Este liniște. Este un loc în care poți să te întorci la Dumnezeu din dragoste. Și este bine dacă faci lucrul acesta. Alții se întorc la Dumnezeu printr-un spate de spital. Alții se întorc la Dumnezeu printr-o nenorocire, printr-un necas. Alții se întorc la Dumnezeu din dragoste. Eu m-am întors la Dumnezeu acolo în penitenciarul din Timișoara. Și mi-a părut așa de rău că m-am întors în locul acela. Pentru că și n-am ascultat de dragostea lui Dumnezeu. Și vreau să mărturisesc puțin așa vag viața mea. Și să vezi de unde te scoate Dumnezeu. Vreau să vă spun că și de multe ori acolo și unde nu coboară oamenii, Dumnezeu coboară. Amin. Acolo și de unde de multe ori poate la oameni le este rușine și le este greu să meargă și să spună și să întindă o mână și nu o face. În locul tău o face Dumnezeu. Vreau să vă spun că și din mica mea copilărie am gustat ce înseamnă să n-ai ce să mănânci, să n-ai cu ce să te îmbraci, să n-ai mamă, să n-ai tată, să înduri frigul ierni întregi și să n-ai o mângâiere. Când eram copil mic, noi am fost 7 frați. Aveam 7-8 ani, 10 ani, tata meu a murit. Peste câțiva ani de zile ne-a părăsit și mama noastră. Am rămas 7 frați.
într-o casă săracă, sărăcăcioasă, mică, sărăcie, luce, și cei mai mici dintre noi erau gemeni și aveau doar 2 ani de zile. Eu aveam pe atunci vreo 14 ani, 15 ani și au venit cei din plasament să iei pe frații mei mai mici și probabil că dacă eram în vremurile acestea, cu siguranță ne lua pe toți. Dar ne-am luat angajamentul împreună cu cineva de la primărie că ne vom crește unii pe alții și vom fi niște exemple bune și ne-a acceptat cei de la protecția copilului. Neavând educație, neavând sprijin, neavând mângâiere crescând, am început deja să fie o problemă eu, pentru cei din jurul meu, pentru cei din localitate, pentru poliție. A venit vremea când deja eram o problemă pentru autoritățile din Timișoara, deja m-am îngăitat cu lumea interlopă din Timișoara și nu eram un om exemplu. Dar cum Dumnezeu așează oameni lângă fiecare om, ca cuvântul Lui să ajungă până la margine pământului, lângă noi era un frate pocăit. A spus, Remuse, n-ai vrea să vii la noi la pocăit să vezi cum este? Nelule, sunt prea tânăr. De multe ori când te vezi tânăr și în putere, crezi că toată lumea este a ta. Tinerilor dragi, n-ar fi Dumnezeu de partea voastră, ați fi ca praf înaintea vântului. Puterea și faima n-are valoare în ochii lui Dumnezeu. A venit ziua și am căzut la pușcărie. Pentru că și Dumnezeu, dacă te iubește, te cheamă odată, te cheamă de două ori, din dragoste și de bunăvoie și n-asculți. El are metodele Lui. A venit ziua și am căzut la pușcărie. După vreo 6 luni de zile mi-am adus aminte de cuvintele lui fratele Nelu. Și mi-am luat o juruință acolo și înaintea lui Dumnezeu în pușcărie și am zis, Doamne, dacă mă scapi, mă voi duce la adunare când voi ieși. Dumnezeu m-a scăpat. Dar n-am ajuns la adunare. Am dus iară la lucrurile mele, beam foarte mult și am fost dus la dezalcoolizare la Jebel de vreo 2 ori. Beam exagerat de mult. După 2-3 sticle de whisky într-o seară, mergeam acasă cu picioarele mele, așa de mult duceam la băutură. Și fumam și diferite substanțe luam. Și iară m-a chemat fratele meu la biserică. Și iară n-am ascultat. Și iară am ajuns la pușcărie. Dar de data aceasta a fost mai greu. Pentru că acolo și am pușcărie, n-am fost un om exemplu, nici acolo. Aveam o Biblie în cameră. 2 săptămâni de zile mi-ajungeau țigările. Și în celelalte 2 săptămâni îmi făceam penale din aceste foi din Scriptura lui Dumnezeu. Nu puteam să rezist fără alcool și acolo și mi-aduceau la vizită prietenii, familia. Acele loțiuni după barberii le făceam cu zahăraș și bea. Ficatul în mine era ca o piatră, era o povoară pentru mine. Am fost ținut în ultimile luni de detenție cu camere de izolare, 4 luni de zile, n-am ieșit afară. Și într-o dimineață, Dumnezeu a coborât acolo și am penitenciarul din Timișoara. Dimineața m-am dus la cabinet și doctorii mi-au spus, Remuse, bălan Remus, dacă nu ieși afară, nu-ți faci formalitățile, aici vei muri. Și după masa au venit frații cu Evanghelia lui Dumnezeu. Și când am simțit că se deschide ușa, pentru prima oară am simțit fiorul Duhului Sfânt că mă cercetează. A zis polițaiul, hoțule, vrei să ieși afară? Pentru că ce-au venit pocăiți să vă vestească Evanghelia. Atunci mi-am dat seama că este ultima strigare a lui Dumnezeu față de mine. M-am ridicat și am ieșit afară, mă dureau picioarele pentru că și n-am mers de 4 luni de zile. Stăteam într-o încăpere foarte mică. Și am ieșit după 4 luni de zile pe un hol așa de larg și soarele bătea așa de frumos.
Și atunci, pentru prima oară, am zis, acum există Dumnezeu. M-am pus pe ultima bancă, am intrat ultimul în acel club. Și frații au început să vestească cuvântul lui Dumnezeu. A fost gata. Unul din frați a spus, puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea că și El va lucra. De-abia am așteptat să vină seara asta, duc în celula mea. Și m-a rugat în cuvintele mele puține. Și am zis, Doamne, dacă Tu mă scapi înainte de termen, eu cred din toată inima că și Tu existi cu adevărat. Trebuia să mă eliberez pe 28 martie. Dar din clipa când am început să vin la acel club și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, n-am mai fumat din Scriptură și am început să o citesc așa cum spuneam. Nu prea pricepeam. N-am mai început să înjur. Pentru că ceream și singur acolo în cameră. N-aveam pe cine să înjur. Și pe 28 februarie a venit un prieten de-a meu și mi-a spus, Remuse, astăzi te eliberezi. Păi nu trebuia în 28 martie, nu. Așa au venit hârtiile, astăzi ieși afară. Tovarășii mei au rămas toți în urmă. Dar eu am ieșit afară pentru că și mi-am luat o juruință înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat, te rog să mă scapi înainte de termen. Și Dumnezeu m-a scos. M-am dus la casa lui Dumnezeu, le-a spus la frate situația mea. Nu prea ori a avut încredere în mine. Și am zis, fraților, dacă nu mă botezați, eu mă duc în altă parte. Și am luat botezul în ziua când s-au eliberat tovarășii mei pe 28 martie. Atunci i-am intrat în apă botezului. Eram foarte bolnav și aveam așa o bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc că și dacă mor mântuit. Și un vas al Domnului s-a sculat. Ultimul cuvânt să știți că nu-l are omul. Ci-l are Dumnezeu. Amin. Și El face din mine și din tine ce vrea. El din nimica, din pleavă, scoate și face un lucru de valoare, un lucru binecuvântat. Amin. Și dă și un nume. Și s-a sculat un vas al Domnului și a zis așa, tânărule, eu astăzi, Domnul, am hotărât să te iert. Dar am mai hotărât să-ți fac ceva. Am hotărât să-ți prilungesc și în vieții tale și să te vindec. Eu am crezut că pocăiții au băgat ceva în apă. Simțeam cum apa se tulbura sub mine. Era dus frâna la lucru acolo. Au trecut ani de zile și sunt un om binecuvântat. Mi-am luat o soție tot orfană. Pentru că și n-am vrut. Am vrut tot așa ca mine. Dumnezeu ne-a binecuvântat, frate și frate. Avem casă, avem tot ce ne trebuie. Dăm și la alții. Dumnezeu ne-a binecuvântat, pentru că și eu și tu suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă eu nu am pâine pe masă, mă pun pe genunchi și Tatăl meu, care a Lui este cerul și pământul, El are putere să te binecuvinteze a doua zi. Tu crezi că Dumnezeu nu știe că tu n-ai pâine pe masă? Crezi că Dumnezeu nu-ți cunoaște lacrimile care plângi tu noaptea? Crezi că Dumnezeu nu vede că și la tratamentul ce îl iei tu tot mai mare durere ai? Crezi că Dumnezeu nu vede? El este Tatăl meu și Tatăl tău. El știe de ce avem nevoie. El ne cere doar un singur lucru, să ascultăm de El, frate și surori. Să împlinim și să facem voia lui Dumnezeu. La aceasta am fost chemați, frate și surori. Să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Vine o zi, spune Dumnezeu, când va veni și își va lua ce este a Lui. Și eu îmi doresc din toată inima, atât de mult am suferit pe acest pământ. Atât de mult mi-aș fi dorit să am o mamă lângă mine când am trecut prin probleme, prin necazuri, prin dureri, prin suferințe. Atât de greu mi-a fost, poate n-am avut un sfat de la cine să iau. Atât de mult am suferit. Nu vreau să sufăr și dincolo. Oprește-te un pic și uite-te în viața ta. Și vezi câte bucurii ai avut și câte necazuri ai avut. Și pune-le așa un pic pe balanță și vezi. Cu siguranță necazurile au fost mai grele. Așa este, frați și surori, pe acest pământ. Că vrem, că nu vrem, suntem trecători. Orice rang ai avea, orice situație financiară ai avea, n-ai cum să trăiești veșnic pe acest pământ. Suntem călători. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toate vârfurile sale acestea. Și dacă sunt orfan, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să-i întărească. Eu mă limitez la aceste cuvinte și știți la ce vă îndemn? Să-L puneți pe Dumnezeu la încercare. Eu L-am pus. N-am cunoscut niciodată cuvântul lui Dumnezeu și L-am pus pe Dumnezeu.
și Dumnezeu mi-a vorbit. Dacă eu astăzi sunt în locul acesta, sunt pentru că-și datorită la cuvântul Lui și la glasul Lui, El m-a binecuvântat cu viață. Îmi spunea într-una din zile un frate, frate Remus, ție nu ți-e rușine nici să te rogi, nici să spui despre Dumnezeu, despre Biblie. Toată ziua cânti, lauzi pe Dumnezeu, nu ți-e rușine. Nu mi-e rușine pentru că nici Lui nu a fost rușine. Să se coboare acolo. Să scrie în dreptul meu mântuire. Că viața, dacă scria sau nu scria, pentru mine, dacă era mântuire, era suficient. Mai devreme sau mai târziu muri. Dar dacă ești în seara aceasta, în locul acesta binecuvântat, ești un om binecuvântat. Dacă mai ai ceva de îndreptat și te simți slab, roagă-L pe Dumnezeu să te întărească. Acolo așa, în Raiul lui Dumnezeu, nu putem să fim oricum. Nu putem să mergem oricum acolo așa. Mă rog ca Dumnezeu să ne facă vrednici. Să ne facă una în gândire, în trăire, în vorbire, în purtare și în toate lucrurile. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă nu ne vom mai vedea pe acest pământ, mă rog, acolo așa în Împărăția lui Dumnezeu, să cântăm toți împreună. Cântarea cea nouă, care nu o știe nimeni. Și mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.